Naționalizarea companiei aeriene Blue Air înaintează cu greu. Statul român nu a intrat în posesia tuturor documentelor la aproape 3 luni de la anunțul privind preluarea operatorului aerian. Mai mult, Blue Air a mai rămas cu un singur angajat care nu mai este plătit din vară. Nici clienții nu au șanse prea mari deocamdată să-și recupereze banii pentru biletele pe care nu le-au mai folosit. În terminalul plecării de pe aeroportul Henri Coandă, unde erau ghișeele de check-in care aparțineau Blue Air, autoritățile aeroportuare au împrejmuit zona pentru că vor să schimbe benzile de bagaje. În aeroportul din Otopeni nu mai funcționează niciun ghișeu Blue Air. Toate au fost închise. De exemplu, la acest birou, pasagerii veneau să-și cumpere diferite bilete de avion sau să-și plătească taxe. În acest moment, datoriile Blue Air se ridică la aproximativ 200 de milioane de euro. Datorii care, odată cu preluarea acțiunilor de autoritățile române, au fost transferate în bugetul statului. Blue Air nu mai are bani în conturi și a rămas și fără flotă, susțin autoritățile române. În luna septembrie, înainte de suspendarea zborurilor și de haosul provocat pe aeroporturile din întreaga țară, Blue Air opera cu 13 aeronave. Acum mai are în proprietate doar 2, care sunt sub sechestru ANAF. Un avion se află pe un aeroport din Italia, un altul pe cel din Bacău. Pentru că nu le operează nimeni, adună datorii în fiecare zi. Nu am primit niciun fel de hârtie de la ANAF sau de la altă entitate. Înainte de plecare se vor face formele normale de plată. La aproape 3 luni de la anunțul privatizării companiei aeriene, șeful Autorității pentru Administrarea Activelor Statului susține că nu a intrat încă în posesia tuturor documentelor. Nu știe care este situația financiară a operatorului aerian, ce sume de plată sunt restante și câți angajați au lucrat pentru companie. În acest moment în Blue Air există doar o persoană care mai este angajată, vorbim de doamna director economic. Nu mai avem nici director general. Bănuim că și-au dat demisia. Reprezentanții Blue Air nu au dorit să ofere mai multe informații despre situația actuală. Cât despre banii pe care ar trebui să-i primească cei cărora li s-au anulat zborurile, șansele sunt foarte mici. Faceți sesizare fix și uite și ce mai sunt la mai multe bani. Ați luat de pe site sau? Da, de pe site. Printr-o agenție sau? Nu, prin direct. Și mai complicat. Vom vedea care este disponibilul în conturi în acest moment. Sunt foarte puține lichidități. După aproape 5 luni de la suspendarea zborurilor, o agenție de turism a anunțat recent că a despăgubit aproximativ 10.000 de clienți. Acest proces de rambursare nu face decât să le returneze banii care li se cuvin. Blue Air este a doua companie aeriană cu probleme financiare pe care o controlează statul român după Tarom. Statul român este acționar, majoritar, la o companie aeriană care nu mai are avioane. Statul român a devenit proprietar pe niște datorii, de fapt, nu pe niște active. Între timp, celelalte companii low-cost vin cu așa numitele tarife de salvare pentru pasageri, adică au scos la vânzare bilete la promoție pentru lunile de iarnă sau cu reduceri de peste 20% pentru diferite destinații.